Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video cu Shadow of War, boys. Astăzi ne ocupăm de celelalte fortărețe pe care le mai avem de capturat și poate reușim să încheiem și această serie, pentru că ce drept după ce terminăm cu fortărețele astea mai avem misiunile principale și cam mai ar trebui să fie distracție. Așa că am activat aici a treaba, suntem gata să dăm un sigil, facem super mega repede reperjor, așa cum o să dai și voi un like la acest video și să vedem noi așa cam cum o să meargă lucrurile, pentru că trebuie să ne ocupăm de asta și pe aia cred că mai avem că vreo fortăreață sau două, pentru că nu cred că ne trebuie chiar toate, dar vedem. Eu la cam aiurea că trebuie să dea mereu speech-ul ăsta aici, de parcă stă cineva după el. Oricum o să mergem direct, dărâmăm lejer asta. Da, e level mai mic decât celălalt pe care l-am luat data trecută. Arată șmecher ăsta, aș putea să-l capturez. He said the pretender will march upon your fortress. Mă mir că se aude de acolo. He said that I would vanquish him and devour his insides. So it shall be. Okay. On your command, will. Că s-a infestat pe sfat. I've got a fortune for him. We're gonna breach these walls and gut his entire army. Așa doi par pregătiți rău de tot. Mai puțin ăla infestatul nu prea pare. Cred că nu mai capturăm pe nimeni, o să-i rupem pe toți cum îi prindem. A, băieți, am încredere. O, deja e broken cineva? Gata, frate. Hai că luăm acum și zona asta imediat. Dar să nu mare capitan, că mi se pare că i-am căpăcit eu pe toți din zona asta aici, oricum. Așa că n-avem noi treabă. Allies have fallen. Vin, mă, și la ei, stai liniștit. Dar nu acum, stai să te de capturat. Sunt prea mulți ce drept să mâncă acum după toți. Cred că ar trebui să mă duc, că săracii s-ar putea să se dezmembreze. Capture! Ia, hai să-i salvăm. Bun. Dar cu ceva dăm așa tare? Mai avem unul sus. Op. Hai mă, că nu-l văd pe al meu. Gata. Așa. Păi ia vezi să te ocupi, frățică. A venit ăla meu, ți-a luat capacea aia a fost. Ia uite, mai bate pe cineva acolo. N-are sens să duc după ăla, că oricum ai dat să-i sară. Betrayal? Mă, ce? Aaaa, cel pe care l-aveam eu era bun prieten cu celălalt și tot așa, cred? Sau care șpilul? Nu mă prind. Dăm și noi aici, nu-i problemă. Capturăm ăsta, par rău, băieți. Ia, iurea că îi dă deoparte și pe ai tăi. Ok, aici ar trebui să avem pe cineva care să ne reziste. Bă, nu, acolo a fost cineva care ne-a rezistat, că era doar un singur de ăsta la fortăreață care mai rezista. Ha, băieți, cu tupeu. Hai, cu următorul. Mă, dar avem pe ăsta care are muște, bă, băiatule. Ha, trebuia și cu asta. Acum hai să intrăm să-l rupem pe domnul Overlord. Deja am uitat ce slăbiciune are sau ceva. Să dăm după aia care fortăreață o să fie, de-o mai luăm. Are animale pe acolo, are ceva dubioșenii, are mai multe animale, ok, are două. Oh, și are și dă o loși de aia. Băieți de aia mari.
The spiders have spoken and they will not allow you to go any further. Strece mâna prin ăla, bro. Vezi tu ce faci? Hai mă că-l capturăm noi imediat. Aflăm acum la ce e imun și ce nu e imun. N-are prieten? Nici prieten nu prea pare să aibă. Mamă, n-are prieten deloc, e sărac, e singur. E solo bolo. Dar e pe janghini. Ai, ai, ai. Nope. Am unul devine broken odată. Abia ești. Gata? Gata, mă, băieți. Mamă, țin minte asta că l-am făcut prima dată, că muream de la poison ăsta, că l-am făcut, mi se pare, imediat după ce am descoperit de mecanicile astea. Mamă, nu poți să dai nici skip la chestia asta. Vreau să trece repede la următoare fortăreață. Nebun, bă, Celebrimbor ăsta, n-ai ce să-i zici. Fortress captured. Încă o zonă gata. Mamă, asta e Ditai zona, ce ai? Și ne punem Overlord, ne trece una de level foarte mare, level 28, 21, 23, 22, 24, 19, tu frate. Hai, domnule Grisha, infestatul. Tu ești overzelordul. Prea șmecher tu, ca să nu te punem noi aici ce ai. Ce are, ce are? Aia zic. Bun. Acum următoarea distracție pe care mai avem de făcut. The Bright Lord. Aaaa, ăsta e main quest. Mamă, deci puteam să termin de mult, dar făceam quest-ul pentru animala aia. Păi și unde e asta? Nu e înăuntru sau? Nu pot să intre înăuntru. Unde e, mă, quest-ul ăsta? Unde începe? Da, acum turnăm jocul. Asta e ultima misiune de face acum. Bro, what? Vai că de întortocheat e jocul ăsta să mă bată Dumnezeu dacă nu. Deci, mă jur, nu cred că ați văzut vreodată vreun joc așa întortocheat ca ăsta. Deci te... Și nu mai știi ce e misiune principală, ce nu e misiune principală, e secundară, e principala secundară, e... Mă, s-a s-o ia, frate, nu mai, n-are niciun sens. Total n-are niciun sens totul ce se întâmplă aici. Dar hai, na, în fine, dacă asta e misiunea ultima, hai să o facem. Că durează o jumătate de oră, că durează o oră, aia o facem acum. Terminăm cu jocul ăsta, boys. Nu mai stau să caut și ultimul ring wraith, că e degeaba. No turning back, yes, this is it. The Bright Lords. Let's go. Corpul meu este gata. Actul 3, Shadow Flame. Shadow and Flame, tot acolo. Tot acolo, bă, băiatul, bă, dar ce cald e zilele astea, să mă bat ama dacă nu. This is your fate. This is my fate, yes. Zildora waits. We bring this war to them. We have conquered the forts of Mordor! But it is still not ours! Sauron's army advances!
ready to butcher every last one of us. But we will not die under his rule. We do not serve the Dark Lord. We will sally forth on the battlefield and take this land for our own. You fight for Mordor. You fight for the Bright Lord. Wakanda forever. Cam puțin soldați. Cam puțin rău soldați, să zicem. Level 27, ce zi mă ăștia? It was a good effort, but you've made a lot of enemies. Ce faci asta? Vomit în timp ce vorbește. You pay the price. Ok. Dă jos. Mamă. Hai cu noi. Nu vrei să te bași cu noi? Să bălești aici? Hai, luptă cu noi. Oh, și mai e încă unul. Nope, nu tu. Aaaa. Voiam să-l iau pe ăsta, că era păros și drăguț. Nu mai contează, cum faceți loc? The Pathfinder, baga. Aici față are. I should have killed you for good the first time we met and saved us all a lot of trouble. Dar nu mi-aduc aminte de tine. Who is you? I think you've made the dark look. Bro, încerc să dau un atac. Aolo. Immune to executions. Ok, nu ești imun la asta. A meu ești. You serve the Bright Lord. I will serve you, serve you. Acum 2 secunde m-am jurat de toți morții, iar acum gata. Ăsta e level mai mare. Ouch, what the fuck, sniper man. A, e asta. To meet you on the battlefield, my sweet. Ce? After all we've been through, I'm almost sorry this is to be the last time. A, de fapt am level 31, nu am mai mult. Ouch, what the... Forget your name, Grave Walker. Nici eu nu știu cine ești tu. We'll always remember the villain in our tale of triumph. You're scaring him, not killing him. Zoom. Bă, dar care doi bă cu bombe? Trăiți ar fam. They get the job done in their own way. Nu, pleacă bombeuri de pe aici. Mă, că vreau să-l recrutez pe ăsta, că arată scârbos rău de tot. Bro, am treabă, ok? Am treabă. Ah, grozav, și acum s-a supărat și ăsta. Gata, l-a luat ăsta. Așa era urât. Unde mă? Zug, tu ești de vină.
Zun sau cum te-o cheamă. Bă, dar mai vin 5.000 de bombardiere. Nu, cred că de acum eu mor pe toți să-mi trag foame dacă nu. Sau nu? Hai, te iau pe tine. Vezi că ești prindă smegma pe tine. Hai că mai avem și pe ăsta. Ok, mori. Dai. Ai văzut, mai ai vrut să reziști, ai vrut să reziști, stai că dacă bombe când moare. Ce, mă, mai e unul în spate? Ce mă bateți între voi, fraierilor? Ok, hai să mergem. Your time has come, Stallion. All that you have wrought has led you here. We are bound together in this brotherhood. This is the fate of kings and men. It shall not be mine. Ok, nu, nu știa. Încerc, fiule! I know. Ok. Gata. Hai bă, Izildur. Mamă, dar lași și pe ăsta să mă atingă, nu glumă. Eu știu. Ai, 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 oh my god. Na, am văzut mă că ai băgat protecția acolo. Ups, nu. No. Mai prinde monede aici. Took your bloody time. Scuză-mă. Vai, dar nici că vezi ceva. Ok, broken time. Asta e ultima memorie. Aaa, asta de a tăia deșile lui Sauron și la tinelul. I am the Lord of the Ring. Titlu. Oh,
Au fost săgețile din armura lui. Cum să-ți sară, bă? Inelul de prin dești. Da, proastă mai ești, mă. E incredibil. Sol. You are mine. No way. I cannot allow this. Isildur, I release you. No! I find peace. Lasă-l, mă, pe săracul ăla, că nu mai poate. He was not yours to release. Dar nici al tău. He was not yours to enslave. I did more than that. You broke Sauron's hold. You dominated him. And yep. I will dominate Sauron. His armies will be mine. Opa. We are meant to destroy Sauron. Sauron cannot be destroyed. Celebrimbor is right. Oh. We fight and fight, but evil always returns. Talion, we can end this here. Hmm? We must ensure order is restored to light, not darkness. Trade one Dark Lord for another. This is not the end I have fought for! But you are not the only one fighting. No, he is not. Hmm? This is not about your petty vengeance. Nu s-a terminat deja? Or mine. This is about restoring order to Mordor. To all of Middle-earth. The end we fought for. You are but a vessel, and there are others. Huh? The Lady Galadriel sent you here for a reason. Together, we can bring Sauron to his knees. We can finish what our people started so long ago. Ce-a luat inelul? Mamă, când a făcut și asta? Adios. Trădați ca ultimii căcați. Our sacrifices are not in vain. This is the only way. S-a căcat pe noi. Apropriu. Ce față de șobolame ai dat, bă? Celebrimbor să fiu dacă nu. Shelob. Hm?
A, da, aici ca să intrăm în acel epilog enervant din jocul ăsta pe care nu o să-l facem, din păcate. E, o scârbos de lungă. Nici măcar nu e content, adică doar trebuie să te chinui pentru un cinematic de final. See the future you have wrought. A bright lord instead of a dark one. You pitiful man. I gave you sight and yet you still do not see. You showed me a fate I could not change. You are wrong. Hmm? When you and Celebrimbor forged a new ring of power, I saw where your path ended. Locked in battle against Sauron at the top of Barad-dûr. And you won. Sauron was enslaved, and the Bright Lord rose in his place. The armies of Mordor marched forth under his banner, and Middle-earth fell under his heel. That is the future I fought against. The future you prevented. Because you saw Celebrimbor for what he was. Your war is not yet ended, Talion. Whether a bright lord or a dark lord rules Barad-dûr, the balance of power must be maintained, or all of Middle-earth will fall. Minas Morgul. Yes. From there, Mordor can be held back. Celebrimbor is gone. I asked you once, how much are you willing to sacrifice? Everything. Open your eyes. Open your eyes, Talion. Să fi venit bruz acum și să mă știrpească. Papac. As long as I have breath in my body, my fate is my own. Oh shit. The Dark Lord Talion, boys. A, de fapt, stai, că se termină aici, n-are sens să lăsăm pe altă dată. Mamă, cum arătăm. You must have rocks in your head. This is Minas Morgul, and you are one man. I am one. But we are many. Oh, shit. Wait. Hai, mă, să pun skin-ul că arăt... Unde mi-e skin-ul, bro? Hop, stai. O mărul mai bună. Nu poți să le pui după level? După asta am echipat eu. Ah, challenging completed. Thank you.
Ok. Stai, unde sunt skin-uri? Aici era, nu? Parcă skins. Feature unavailable during this mission. A, crezut că putem să punem ăsta, nu? M-ar arăta ca în cinematic și mă dezamăgește puțin. Da, să zicem. Da, mă, că așa-i captura ăsta. Raise dead ability. Am uitat că avem dark powers. Și mi se pare că se... Îți dea un final complet cu toată treaba asta și ce se mai întâmplă după ce capturezi tot. Faci 1100, mai și faci și trebuie să faci niște defensuri și alte mizerii. Scuze, m-am bâlbuit acolo. Dar e o leacă că am bătaie de cap, atâta vă zic. Nașpa că n-au făcut o altă fantomiță pe care s-o ai acolo. Pare așa lazy design faptul că e tot Celebrimbor ca și asta acolo. Tare și ăsta. Era fain dacă făcea un fel de schimbare de abilități în stuff. Dar nu i-au schimbat nimica. Chiar era mișto dacă păstrai, făceau un pic păstra dacă făceau schimbare, pardon. Oare poți să nu sui pe peretele ăsta sau sal? Poți. În secundă am zis că, fii atent că mă chinui degeaba. Uite, da, trebuie să avem armura asta, nice, ne-am avem. Aștept să dau ăsta, să capturăm, da, vă, că nu-mi iese. Hai zic. Cred că mai avem doar asta aici și ăla a fost.
Minas Morgul will never fall. Vale. Hai, că-i captura și pe ăștia. Mamă, ce-i acum cu zon? Am crezut că se schimbă ceva, dar nu schimbă nimic ca chestia asta. Uuuuup. Aia a fost. Mamă, Talion. Ce badass arăți. Oh, the Palantir. N-am mai auzit de tine de la începutul jocului. Haotic rău storytelling-ul jocul ăsta, mă jur. Haotic rău. Ok, băi, sorry că a trebuit să întrerup puțin ideea de asta la curentul și a trebuit să refac aproape toată lupta asta aici de la Minas Morgul, dar suntem fix aici unde rămăsesem cu Nea Witch King-ul, cu toate alea, e frumos, ne pune să terminăm și noi frumos jocul. Am mai tăiat oricum părțile neimportante din ce am filmat pentru ca să ajungea la un video de vreo oră unde pur și simplu mă băteam cu tot felul de carcalacus maximum, știi, și nu era ok. Însă hai să facem în așa fel încât să fie foarte frumos de urmărit totul și bine. Încât să-l batem și pe Beach King-ul ăsta sau ce-o fi el. Să încheiem și cu jocul ăsta, frate. Ei, ești Darkness, mânci checheți. Darkness e Batman, vere. I am the Night. I am Darkness, I am a Batmanus. Mă trage. Crezi că-mi place dacă mai mă tragi de multe ori așa. Dar chiar îi se învălătucesc vorbele. Că fix în timpul luptei mi s-a luat curentul și aia a fost nașpa. Ce aveți-o? Bonk. Meu ești, mă. Măi ăsta. Izildur. Hai că mă tot trage pe toate astea. Ho, 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 ușor. Womp. Wow. Wow. Mamă, dar subtitrarea nici mai știe ce să ne mai dea, frate. Deci mă jur, subtitrarea nici mai știe ce mai vrea. Iar vocea se îmbârligă cu alte elemente de voce și tot așa. Stai, mă. O, nebunule. Adu-mă aproape. Come, here. Surpresa. Au? Capcanus. Na-a. Da, ai freed Isildur. Surpresa. Dar m-ai întrebat dacă vreau să fiu al vostru. Poate nu vreau să mă bag în clubul vostru de ciudați. Hai, taci! Mamă! Joacă-te cu asta, bă, băiatule!
Uite, frate, palantirul ăla. De când tot îl vânam. Acum dai rezistă Talion inelului să nu fie controlat tău. Și are față de parcă săracul mare puțin și cine știe în ce drogus maximum se băgat. O, stai că acum avem lupta finală. Măcar aici ți-au dat o luptă finală, știi, nu ca... Nu ca în jocul precedent. O, Sauron. The Bright Lord now. In the body of elf or man, you are unchanged, Celebrimbor. Uh-oh, dar nu știi acum. Wait, what? Am uitat de partea asta dubioasă. Ok, am prost timing-ul pe astea. Măsa. Momo, bait them damage! L-am prins în colț, să-l abuzăm aici, nu glumă. A plecat abuzat, frate. Ce sens are să se fac animal de ăsta, că nu mă prind? Surpriză? Oh, fight-ul ăsta e relativ super mega easy. Ce faci eu? Da, gata, măi. Oh,
Da, mai mi-ai zis asta. I-a schimbat LED-urile din ochi. Oh. Plecat deștile. Ai. Ala, observe pe el. Celebrimbor became one, locked in a prison of perpetual war. A flaming eye, casting its shadow over Mordor. Talion had retaken the city of Minas Morgul, but his war was far from over. His greatest battle would be fought against the shadow within himself and the tower to the east. To hold back the darkness. To save the world of men. Asta e final de... Zic, asta e final de... De ți-ar mai trebui încă un joc după. Da. Din păcate, noi o să ne mulțumim cu ce obținem aici, pentru că... Dacă vrem să ajungem acolo, din ce știu, trebuie toate fortărețele, trebuie curățată toată harta și nu mai știu ce alt rahat de genul ăsta. E foarte, foarte obositor. E ca finalul complet de la Batman Arkham Knight. Cam aia e ideea. Știți? Da, The Shadow Wars. You have defeated the Witch King, new skill, așa, bla bla bla, the Land of Shadows, Fortresses, da, plus că te și pot ataca aia la greu. Stai pe stagii, e pe nu știu ce, stai deja aici, intri într-un fel de arcade game, ai 1100 de mizerii de rezolvat, e... E o durere de cap, boys. Aia e toată problema și de-aia, din păcate, o să ne oprim aici cu jocul ăsta. Văd că deja, uite, ni s-a dat încă o fortăreață pe care s-o luăm. Dar de pe asta nu o să ne ocupăm acum, asta este partea a doua. Anyways, boys, sper că v-a plăcut seria asta. Știu că ne-am lălăit puțin cam mult cu ea și nu știu neapărat cât de mult v-a plăcut, dar a fost destul de distractiv, adică jocul în sine e destul de nice, din păcate... M-a făcut să-mi aduc aminte de problemele pe care le avea seria asta și acum realizez de ce nu au mai continuat cu jocul. Adică are sens de acum cu toată nebunia asta, cum e el așa cu chestia de după, cu nu știu ce. Da, adică are sens de ce jocul în sine ar fi... avea mai timp și nu știam. De ce n-au mai continuat cu el. Adică are, pentru mine cel puțin, are sens maxim de ce nu se mai agită oamenii mei cu el. În fine, oricum a fost fun. Nu uitați să dați like, subscribe, share și comment. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!